Salutare de și bine ați venit la un nou unboxing! Acesta este unboxing-ul în care comunăți în telefonul și cu cealaltă încerc să deschid produsul. Avem aici un GeForce RTX 2060 Super după cum se poate observa de la Gigabyte vine cu Windforce așa se cheamă tehnologia lor de răcire, da? Și este overclockată încă din fabrică. Vedem aici tehnologie de la Nvidia, da? Vine cu memorie dedicată GDDR6, Ray Tracing Cores, deci are core pentru Ray Tracing și Nvidia de LSS. Ok, acesta este fața produsului, ca să zic așa, fața pachetului cutiei. Bun, și pe spate avem aici, ne, ne sunt uh, explicate mai multe lucruri, printre care și răcirea, uh, felul cum vin uh, ventilatoarele și cum răcesc, cum scot ele uh, aerul cald din, uh, din acest uh, din acest radiator, care de fapt sunt două radiatoare, după cum se poate observa, și sunt conectate între ele prin două heatpipe care ajung aici pe chipul grafic GPU, unde scrie GPU aici ar trebui teoretic să fie chipul grafic, da? Cam asta ar fi în mare, hai să vedem și produsul. Cerc o să scot așa frumos, Me. Hai să dăm la o parte. Asta este plăcuța. Da? Hai că tot e un unboxing, Veni, vine aici într-o spumă din asta da? de protecție frumos și în cutiuță mai avem încă două chestii pe care o să le scot acum și dau cutia la o parte să ne concentrăm pe ce se întâmplă aici. Bineînțeles un quick guide, chestii trestii, un mic manual aici despre cum și ce și în ce fel de la Gigabyte. Și tot de la Gigabyte un disc pe care mulți nu cred că au unde să-l introducă pentru că na, nu mai avem unități optice, voi nu mai aveți unități optice, eu am unitate optică chiar Blu-ray, deci am unde să pun așa ceva. Dar oricum vă recomand, ca o paranteză să vă recomand, să intrați direct pe site-ul producătorului și să descărcați ultimul driver sau să în cazul Nvidia să folosiți uh, GeForce Experience pentru a descărca ultimul driver apărut. Bun, și hai să ne concentrăm către placă. Dăm și asta la o parte și să vedem placa, da. Este aici sigilată în această pungă antistatică. Haide! Să vedem ce reușește tânărul Emi cu o singură mână. Magie, magie. Da. Nu prea reușește tânărul Emi cu o singură mână, dar reușește, mă. Cum să nu reușească, mă? Ia uite, hați! după du ramama. Bun. Hai să vedem aici. Gigabyte, două ventilatoare de 100 mm, pentru că m-am interesat înainte, domnule, nu luăm așa și cum. Vedeți aici cele două radiatoare, da? Heat pipe-urile de care vă spuneam. Se văd aici că se împreunează, cam pe aici, pe undeva pe la jumatea plăcii ar fi chipul grafic, cam pe unde scrie aici gigabyte. Vedeți și șuruburile, da? Pentru prinderea acestui masiv radiator. Vedeți aici mai bine hit urile vedeți și alimentarea de 8 pini necesară, iar aici sunt porturile acoperite cu me. Sunt porturile acoperite cu căpăcele. Hai să ne apropiem un pic. Vedem aici un display port, HDMI, display port și display port. Deci nu avem DVI sau. VGA, dar mă buvnește râsul, da, nu mai, nu mai avem. Nu avem în schimb nici USB-C, cum se găsește pe 1000, ăsta, 1000, doamne, 2080, 2070 nu știu sigur dacă are USB-C, dar 2080 și 2080 știai, cred că și 2080 Super au, au uh, USB-C. Aici vedem uh, slotul protejat de un căpăcel, de uh, cauciuc, plastic, mă rog, ceva de genul și cam asta ar fi. Cam asta este placa. O placă nu nici foarte masivă, dar nici foarte mică. Era de a aștepta pentru că na, trebuie să se răcească și ea. Îți dai seama că se încălzește destul, de, destul de, tare. Ca performanță este apropiată de un 2070. Este cam cu vreo 3-5% în funcție de jocuri și în funcție de taskurile tascurile pe care îi le dai să le facă. Cam acolo se situează undeva la 3-5% mai jos decât, în decât un 2070. Și bineînțeles, dacă vreți să cumpărați și voi această placă, nu uitați că accesați acolo primul link din descriere, vă las eu acolo. În felul ăsta m-a ajutat și pe mine, dacă folosiți link ăla. Eu sunt sincer, primesc un mic comision de 1% dacă voi comandați placa de pe linkul meu. Cam asta a fost unboxing-ul și scurta prezentare a plăcii video de la Gigabyte 2060 Super. O să o pun în PC-ul de... pc vechi, care nu mai e vechi nu e acum, dar o să pun uh, un PC vechi și să vedem cum se descurcă cu un uh, Ryzen 5 2600. Acestea fiind zise, mulțumesc frumos de vizionare, să aveți o zi superbă, așa ca voi.